Cei peste 300 de elevi din comuna Sacalășeni sunt așteptați din nou în bănci din 12 septembrie. Administrația locală, în subordinea căreia se află unitățile de învățământ, a avut în vedere să fie făcută igienizarea la fiecare clădire pe care școlarii o folosesc, iar cadrele didactice au pregătit deja manualele pentru prima zi de școală. Ceea ce ține de administrația publică s-a realizat, respectiv parte de curățenie, de igienizare, de aranja totul așa cum se cuvine și, sigur, mai avem în atenție realizarea unui parc de joacă pentru copii la nivelul centrului de comună. Procesul de modernizare a școlilor și de aducere la standarde cât mai bune va continua și pe parcursul anilor următori. Potrivit primarului Emilian Pop, parcuri de joacă vor fi realizate la toate unitățile de învățământ de pe raza comunei. De asemenea, se dorește izolarea și anveloparea școlilor și obținerea certificatelor verzi pentru acestea. Din păcate, acum la început de an, școala din Culcea nu are autorizație sanitară de funcționare pentru că i-a fost retrasă. Asta pe motiv că nu are gard împrejmuitor. Primarul promite că problema va fi rezolvată în viitor. Cu microbusele nu avem o problemă. Sigur, ne-am dorit un microbus de 30 de locuri pentru că face foarte multe curse cu cel de 16. Deci ne-ar fi foarte util un microbus cu 50 de locuri pentru că la nivel de comun avem clasele 1-0-4. Sunt împărțite două clase la Sacalășeni, două clase la Coruia și o clasă la Culcea. Și 5-8 face... Se fac toate clasele la centru de comună. De la an la an, numărul copiilor de vârstă școlară este tot mai mic la Sacalășeni. Cu toate acestea, administrația locală nu poate să scape din vedere problemele care trebuie rezolvate, astfel încât micuții să aibă parte de condiții de secol 21.